Polițiștii au acționat pentru fluidizarea traficului, iar administratorul drumului a fost sancționat. Echipaje ale poliției rutiere au acționat aseară în pasul Gutâi pentru fluidizarea traficului, îngreunat de zăpada abundentă căzută în ultimele ore și de un autocamion care a fost blocat în trafic. Traficul rutier nu a fost oprit, dar s-a circulat în condiții de iarnă. Totodată, polițiștii rutieri au sancționat contravențional administratorul drumului pentru intervenție tardivă cu o amendă în valoare de 10.150 lei. IPJ Maramureș roagă conducătorii auto să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să nu pornească la drum având autoturismele neechipate corespunzător.